Hei, salutare frații mei, toți suntem la un nou episod de Cariera cu Vitor Constanța. Suntem pe loc de cupă europeană pentru un moment și urmează un meci extrem de dificil cu CFR Cluj, iar Florinel Coman iată trebuie să marcheze pentru că se află la egalitate pe primul loc cu Tudorie în clasamentul golgheterilor. Vom avea un meci destul de dificil, însă sper să învingem, pentru că este meciul la noi acasă. Avem ce schimbări putem face în primul 11. În mare parte suntem cam la fel, hai să-l aducem pe Jie ca rezervă, pentru că acest camerunez de doar 24 de ani este și internațional african și a prins câteva selecții naționale a Camerunului și probabil are puțină calitate ca fotbalist dacă a ajuns acolo. Vom juca cu el titular. O zi însorită aici la Ovidiu. Începe un meci mare pentru noi. Mingea este la Dani Lopez, care de câteva etape a luat locul lui Purece în echipă. S-a mișcat mult mai bine și a fost mai important în fazele ofensive. Jiel găsește bine pe Benzar în minutul 6, Benzar șut și Mincă reține această torpilă. Iată Viitorul aproape să deschide scorul în minutul 6 al acestei partide. Brian Nuvier îl găsește pe Camora la balon, schimbă terenul în partea cealaltă, însă recuperează Lopez și îl găsește pe Florinel Coman a întârziat șutul, s-a precipitat și iată băieții noștri au ratat deja două ocazii până acum. Se pare că stăm destul de bine pe teren. Este la Larie mai departe către Camora. Novier, Nascimento la balon. La Țânc, Gomlet. Recuperăm din nou, pasă către NG, recuperează NG, scapă portarul NG, șut în portar extraordinar. Ce ratare are și acest NG. Ne jucăm cu ocaziile și nu e bine, deja am avut 3 ocazii mari. NG, un 2 frumos acolo, NG și ar trebui să fie fault. Da, este lovitură liberă acolo. Răzvan Marin cred că a fost cel faultat, dacă nu, Iancu. Este un fault clar. Gabian cum va executa. Vedem, nu știu prea bine execuțiile de acest gen. Șut în blocaj, însă și ce torpil a prins Dani Lopez, cred. Da. Scăpăm, centrăm, însă Mincă e prea bun, nu pot să-l întâmplim cu astfel de faze pe portarul clujan. Carlos, un dribling, două, însă blochează Dani Lopez, care se mișcă bine, rău Dani Lopez. Cred că este cel mai în formă mijlocaș în acest moment. Facem pressing. CFR-ul plimbă balonul, însă nu
nu joacă un fotbal mai aparte față de al nostru. Boli la balon, Boli urcă cu balonul frumos, pasează către Ganea, Ganea până la Dani Lopez. Dani Lopez, Gabiancu încearcă să înjie, nu s-a prins de artificiu tehnic al lui Gabi și mingea ajunge în posesia oaspeților. Fluier final al primei reprize în acest moment. Vitor Constanța 0, CFR Cluj 0. Ne întoarcem cu repriza a doua. Începe repriza a doua, o posesie covârșitoare a echipei vizitatoare de 54% a avut posesie CFR-ul, chiar dacă nu au avut ocazii de gol, dar au ținut de minge și atacul, ocazie mare, șutul lui Carlos, se putea transforma în gol în minutul 48. O partidă spectaculoasă avem aici la Viitorul. Nascimento este blocat de Răzvan Marin, Răzvan Marin dă drumul la balon până la Njie, Njie încearcă însă, Larie este destul de tare pe picioare și îl găsește pe Gomelt. Gomelt însă este blocat de Nedelcu, Nedelcu pasă către Florin Coman însă. Irosim încă o ocazie importantă. Boli până la Nedelcu, Iancu la balon, Iancu, Iancu găsește pe Nedelcu. Nedelcu dă drumul frumos pentru Dani Lopez. Dani Lopez recuperează și pasează lui Gabiancu, Gabiancu, șut, apără portarul din nou, Gabi, gol! Dani Lopez! Omul potrivit la locul potrivit este acest Dani Lopez. El a recuperat, a pasat, Gabiancu a respins însă, pe respingere portarului Mincă, a revenit Dani Lopez și practic avem 1-0. Feriști. Dar iese cu balonul în hau de poartă. Bazează la Florin Coman. Larie, Larie îl găsește pe Nascimento, Gomelt până la Juan Carlos însă. Boli este malefic acolo, să Iancu scapă, Iancu! Și-a făcut mingea prea lungă și cred că nu mai are forță Gabi, nu mai are putere. Face și câteva schimbări. Gabiancu, Gabiancu la balon, Gabiancu urcă frumos, pasează până la Răzvan Marin. Jie, Jie, o bicicletă bună, centrează, însă nu se face treaba așa. Răzvan Marin. Lacu, Lulacu, o fentă bună, Lulacu, de posedat de Larie în ultimul moment. Să vedem ce va face perla noastră blondă, Adrian, brazilianul, băgat în locul lui Gabian, cu deschidere frumoasă, acolo avem a lui Dani Lopez, însă Lulacu este puțin cam încet. Tries a through ball.
Acel post a rămas liber, Chițu nu a dat randament, nici Lulacu nu. Excelează și final de meci. Viitorul Constanța câștigă cu 1-0 partida cu CFR Cluj. Și cu această victorie ne menținem acolo sus. Și încă mai avem șanse la campionat. Remains for me to thank Jim Beglin for joining us and to wish you a very good day. Posesie mai mare în repriza a doua CFR-ului, însă noi am marcat prin Dani Lopez și asta e cele mai important, cele 3 puncte. A câștigat și Steaua la Timișoara. Suntem în continuare pe locul 3 la 5 puncte de FC Steaua și la un punct de Astra Giurgiu, care este pe locul 2. Avem și raportul lunar. Florinel Coman 2 goluri, Răzvan Marin și Dani Lopez, asisturi Purece și Cululacu. Jucăm foarte mult la jumătatea terenului, iar balonuri câștigate le avem la jumătatea terenului pe cei doi fundași, pe Boli și pe Țăru. Pase, iată, foarte multe pase date de Ganea. Avem și pe Răzvan Marin și pe Lulacu în echipa lunii. Avem și un raport al scutengului nostru. Iată pe portarul Niland, care a mai fost în România la Ucluj. Și Higashi este coordonator, probabil este din Japonia, da. Coordonatorului FC Tokyo. Iată, Maxim a ajuns la Manchester United, chiar dacă l-ofertasem noi, însă are un transfer bun, a ajuns la Manchester United și are 84, un level destul de bun pentru un român. Bravo lui Maxim dacă a ajuns acolo. La noi urmează meciul cu Dinamo București. În Ștefan cel Mare și ar trebui să facem un meci bun ca să mai scoatem ceva puncte. Nu știu dacă vom recupera distanța dintre noi și Steaua, însă ne-am trezit târziu să câștigăm meciurile, pentru că am avut un început de campionat dezastruos. Și uitându-ne așa la prima vedere, cred că avem o echipă destul de bună. Hai să-l încercăm pe Salibur. Acolo în atac, poate el va da mai mult randament. Altceva nu prea avem ce să schimbăm. Probabil o să aducem, dacă mergem în Champions League, un portar mai valoros. Oricum și Râmnicianu a apărat destul de bine. Și mult răvnitul vârf, pentru că nu avem, iată, stadionul din Ștefan cel Mare, care se prezintă destul de bine. Este destul de frumos realizat și noi sperăm să câștigăm acest meci, chiar dacă este în deplasare, chiar dacă este o atmosferă frumoasă. Și sunt sigur că
îi va afecta emoțional pe fotbaliștii noștri fiind mici. Și neavând atâta experiență, atunci începe meciul. Palić trimite mingea către fundașul Ceccarelli mai departe. Johansen însă recuperează Dani Lopez. Dani Lopez din nou. Frumos trimite către Salibur, însă jucătorul cu numărul 69 nu reușește mare lucru. Salibur mai departe, frumos. O angajare din adâncime. Recuperează Țâru, Țâru la balon, pasează greșit. Gabian cu iese frumos cu balon la picior. Salibur în banda dreaptă centrează. Însă Penedo iese bine și reține acest balon. Șerban. Șerban până la Steriano Filip. Țăru. Noere scapă pe contraatac. Noere însă Boli intervine foarte bine și blochează. Râmnicianu degajează lung mai departe, să vedem. Groșischi pasează lui Johansson către Ceccarelli. Foarte mult jucător noi în primul 11 dinamovist. Marin încă o dată pasă, să scapă Groșischi. Recuperează bine băieții noștri. Steriano Filip. Ia să vedem. Noere. Rotariu, ce ocazie imensă a avut puștanul național ai României. O ocazie extrem de mare. Dani Lopez mai departe. Un doi frumos, șut blocat și gol. Gol din nou, aceeași tactică. Marcăm pe respingere. Răzvan Marin reușește astăzi. Gol frumos. Dar din nou Dani Lopez a fost la această fază. El a șutat. Apoi s-a marcat. Iată, aceste faze contează mult pentru că lasă pe Purece în afara echipei momentan. Poate că ar trebui încercat Gabian cu pe postul acela de vârf unde nu legăm nimic nici cu Lulacu, nici cu ceilalți și am putea să-l băgăm coordonator pe Dani Lopez și să-i facem loc și lui Purece. Prima repriză se încheie 1-0, gol marcat de Răzvan Marin. Sperăm că a doua repriză va fi mult mai bună. Roșichi respinge Răzvan Marin foarte bine. Steliano Filip acum până la Groșichi. Palić frumos pasează către Gnoere. Gnoere este departe de Careu și pasa asta este greșită. Țâru joacă mult prea în față. Iată Iancu, de unde vine să-și amingi a Gabi Iancu și îl angajează pe Florinel Coman într-un atac, însă recuperează. Dar sunt prea mulți dinamoviști în zonă și se pierde. Bine Benzar acolo a sărit. Să facem și noi o schimbare din nou, același post, aceeași problemă.
Hai mai dăm o șansă lui Chițu, poate va reuși. Ganea mai departe. Găsește pe Florinel Coman. Florinel foarte bine. Pasează lui Dani Lopez. Intră în cario Dani Lopez. Două fente însă. Ce care el este prea experimentat să-l păcălești cu astfel de faze. Noere vine prea în bandă să-și ia mingile și pierde mult. Iată faul. Faul făcut de Boli și primește cartonașul galben. Un faul destul de clar. Iată, nu prea a urmărit fundașul nostru de culoare. Nu a urmărit balonul, mai mult piciorul lui Gnuere, care lovește acum cu capul, însă Râmnicianu este la post. Minutul 67 și stăm bine pe teren. Florinel Coman nu a marcat, însă a jucat foarte bine până acum. Haut pentru viitorul. Iese Gnoere după teren și intră Popa. Nu a făcut prea mare zarvă atacantul dinamovist. E frumoasă pasa, dar Benza recuperează această fază periculoasă. Dinamoviști atacă, sunt sus, Ceccarelli. Țărul la balon. Răzvan Marin, Benzar, Nedelcu, Dani Lopez, Gane la balon, pasează până la Coman. Coman din ochițu, Coman centrează pentru Răzvan Marin, însă minge este prea tare pentru el. Minutul 88, trebuie să menținem acest rezultat mare pentru noi. Nistor pentru Rotariu, însă Gane este destul de tare pe picioare. Pasă frumoasă acolo, Boli până la Benzar mai departe. Nedelcu și flair final al meciului. Câștigăm și pe Ștefan cel Mare. Câștigăm, iată băieții noștri se bucură, Țăru și Boli. O victorie sincer la care nu mă așteptam, pentru că Dinamo are o trupă destul de valoroasă. Dacă îi luăm individual, iată Steaua a câștigat din nou și am rămas la 5 puncte. E greu să mai facem ceva. Voluntariu a venit pe 3, se ține tare și Voluntariu. Iată Benzar a evoluat până la 82 level. Dani Lopez are ofertă de vânzare la Catorean. Nu știu ce echipă este aceasta. Să vedem despre ce e vorba. Dani Lopez, 5 milioane, niciodată. Cum să-l vindem tocmai acum, când este pe val copilul? Vân ar trebui pus la vânzare, pentru că nu are loc să joace. Și în jet
A venit liber de contract, dar poate încasăm și noi o sumă mai mare. Iată, avem la Mățan, cred că vrea să-l împrumutăm. Transfer, 184.000. Să încercăm să vedem dacă poate să-l și cumpere indienii. Și Câldău. De ani are, dar nu știu dacă are când să joace. Vasile la fel trebuie pus pe lista de transferuri. Avem un lot prea numeros și mai trebuie să vindem din ei, pentru că altfel nu o să putem să transferăm. Chiar îmi doresc un atacant de mare valoare. Poate Ali Bek, poate Florin Andone. Vom vedea. Voi asculta și sfaturile voastre și propunerile voastre. Eduardo, portar de 35 de ani, nu ne trebuie. Nici iranianul Carleton. Nici acest cipriot. Nilan și Higa și Stim. Nu ne interesează acești jucători, să continuăm mai departe. Excelsior se gândește la un transfer al lui Chițu, dar momentan nu a venit cu nicio ofertă. Iată, mai sunt două etape doar. Jucam în continuare cu Dani Lopez pentru că este în formă. Hai să-l băgăm și pe margine rezervă, că poate cine știe. Să jucăm și acest meci important.
be underway very shortly. Once all the pleasantries are complete. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have two Beckhams. Începe meciul. Suntem extensiv. Jucăm în echipamentul roz. Începe meciul. Edel cu până la Florinel Coman. Iată un teren destul de bun aici la extensiv. Nonio Rocea îl găsește pe Simo Măzărache. Măzărache scapă. Măzărache iese să Râmnicianu și joacă pe contre Benzar, un loc de linie, însă în afara suprafeței de teren. Le pune Vătăjelul, Roce, Vătăjelul la balon. Cabiancu îl deposedează, Benzar, frumos, a trecut acolo destul de elegant. Nedelcu, Gustavo, Măzărache recuperează, însă Benzar revine ca un adevărat capitan, pasează lui Florinel Coman, îl deschide bine pe Lulacu la balon, Lulacu, o fentă, două, dă drumul la balon, Benzar la balon, până la Gabiancu, șut și trece puțin pe lângă poarta, prima ocazie notabilă. Măzărache până la bancu, Măzărache, ce ocazie are Craiova. Corner bătut prost, însă Olteni forțează din nou blocaj al lui Boli. Râmnicianu reține și dă drumul la balon, Vătăjelul. Sârul la balon, Răzvan Marin, Gabiancu la jumătatea terenului, dă drumul pe la Florinel Coman, încearcă o pasă din viteză, dar nu reușește, Gustavo mai departe, Nunio Rocea, Edelcu până la Lulacu la balon, și prima repriză se încheie pe stadionul din extensiv, CSU Craiova 0, Vitor Constanța 0, revenim cu repriza a doua. Benzar la balon. Urcă frumos Benzar mai departe, centrează. Băluță trece frumos. Dani Lopez călcâie elegant, Băluță revine. La portarul Calancea, Vătăjelul este blocat, însă Răzvan Marin acum iese cu balonul în afara terenului.
Bancu. Dribling frumos al lui Bancu, însă nu cred că mai are forță să meargă mai departe și Gabiancu face o recuperare extraordinară. Ce jucător este acest Gabiancu, ce meciuri reușește. Dani Lopez acum la balon, Dani Lopez. O fentă frumoasă, găsește însă Madson, intervine cu un ultim, cu un ultim reflex. Bancu din nou, până la Vătăjelu. Ca centrează sus, respic, băieții noștri și Râmnicianu reține. Hai să facem o schimbare. Băgăm și pe margine să vedem ce știe și margine cu balonul. Sau îl trecem pe margine în viitor. Ganea până la Dani Lopez. Dani Lopez 1-2 frumos cu Ganea. Mai departe Ganea sus pentru Lulacu, însă Madson e tare pe picioare. Iată din nou Gabiancu. Ganea pentru Florinel Coma. Încentrează, respinge. Aca Vătăjelul la balon. Craiova poate pleca pe contraatac. Boli, frumos până la Nedelcu. Dani Lopez. Iancu, Dani Lopez. Un exterior bun pentru Florinel Coman, blocat de către Briceag, Băluță. Și este faultat Iancu. Trebuie să mergem pe centrare pentru că o... Florinel Coman a încercat-o, însă acum Dani Lopez, Dani Lopez, dintre care Dani Lopez șut în corner. Cum era acest gol al lui Dani Lopez acum? Când mai erau doar 2 minute, iată Florinel Coman, ce execuție nebunească a încercat de acolo, de la marginea terenului. Executa Gabiancu. Centrează Benzar. Benzar recuperează. Benzar pasează până la Marin. Coman șut în blocaj. Coman al doilea șut pe lângă poartă. Pe lângă poartă și ne jucăm cu ocaziile. Aca Zlatinski. Vătăjelul la balon. Frumos până la Zlatinski. Nu-i Oroce. Mateiu la balon. Se întoarce frumos Mateiu. Și cred că este fault acolo. Da, Țâru este avertizată verbal. Centrează Vătăjelul și Fuer, final al meciului. 0-0 aici la extensiv. Un rezultat echitabil până la urmă. Nu am mai avut ocazii mari de poartă. Chiar dacă am avut și noi posesie de această dată, se pare că Viitorul joacă mai bine fără posesie. Și Steaua a făcut 0-0. Era de prins acum. Făceam 42 de puncte. Ne apropiam pași iuți.
Ce important e că nu a mai primit gol de 4 etape. Și iată Râmnicianu, probabil de aia și e și portarul lunii. Răzvan Marin încă o dată în echipa lunii. Și urmează ultimile două meciuri. Două meciuri în care putem să rămânem în lupta pentru titlu sau putem să ajungem pe loc de Europa League. Pentru că nu e o distanță foarte mare, sunt doar 4 puncte, 3 puncte de fapt între Europa League și locul nostru. Mai avem practic două meciuri ușoare cu Gaz Metan și Politehnica Iași, însă ușoare pe hârtie. Vom vedea cum vor fi și în realitate în episodul următor. Până atunci, abonați-vă la canalul meu, dați-mi un like sau distribuiți-mi clipurile după Facebook și nu pot decât să continui această aventură nebună cu viitorul, pentru că obiectivul meu este în al doilea sezon să am un sezon bun de Cupa Europeană și să aducem ceva jucători care să ne ajute în lupta pentru titlu. Vedeți, Steaua Dinamo se întăresc. V-am pupat, la revedere, să aveți un weekend minunat.